Capitolul 14. Lecția de investiții numărul 14. Regulile de bază ale investițiilor. Într-o zi, eram foarte dezamăgit din cauza evoluției situației mele financiare de-a lungul vieții. Mai aveam patru luni și îmi terminam serviciul militar, intrând apoi în rândul civililor. Renunțasem la ideea de a obține o slujbă la compania aeriană. Mă hotărâsem să intru în lumea afacerilor în iunie 1974 și să văd dacă mă pot situa în cadranul P. Nu mi-a fost greu să iau această decizie, deoarece tatăl meu bogat era dispus să mă ajute cu sfaturile sale, dar începeam să mă simt presat să obțin succesul financiar atât de așteptat. Simțeam că rămăsesem mult în urmă din punct de vedere financiar, mai ales atunci când mă comparam cu Mike. Cu ocazia uneia dintre întrevederile noastre, te-am împărtășit tatălui bogat frustrarea și gândurile mele. I-am spus: Mi-am pregătit două planuri. Unul este pentru a obține o siguranță financiară de bază, iar celălalt plan de investiții, mai agresiv, este conceput pentru a mă asigura confortul financiar. Dar, cu profitul pe care mi-l vor aduce aceste planuri, dacă se vor dovedi de succes, nu o să fiu niciodată la fel de bogat ca tine și ca Mike. La auzul acestor cuvinte. Pe fața tatălui bogat a apărut un zâmbet. Zâmbind și râzând încet, mi-a spus: Investițiile nu sunt o întrecere, nu ești în competiție cu nimeni. Cei care intră în competiții se confruntă deseori cu o viață financiară plină de urcușuri și coborâșuri. Scopul tău nu este să treci primul linia de finish. Tot ce trebuie să faci ca să te îmbogățești este să te concentrezi ca să devii un investitor cât mai bun. Concentrându-te asupra îmbunătățirii experienței și educației tale ca investitor, vei aduna o avere fabuloasă. Dar dacă nu vrei decât să te îmbogățești într-un timp cât mai scurt sau să strângi mai mulți bani decât Mike, atunci ai toate șansele să pierzi totul. Este bine să faci comparații și să încerci să ai mai mult succes decât ceilalți, dar adevăratul scop al acestui proces, este ca tu să devii un investitor mai bun și mai bine pregătit. Este o prostie și este riscant să urmărești să obții altceva decât aceste lucruri. Am stat acolo încuvințând și am început să mă simt mai bine. Atunci m-am hotărât ca în loc să încerc să strâng cât mai mulți bani și să mă asum cât mai multe riscuri, să mă concentrez asupra aprofundării studiilor cu privire la investiții. Era o decizie logică, mai puțin riscantă, și cu siguranță nu presupunea cheltuirea unei sumeri mari de care nu prea dispuneam în acea perioadă. Tatăl bogat mi-a explicat în continuare motivele pentru care l-a îndemnat pe Mike să înceapă cu cadranul I și nu cu P sau A. El mi-a spus: Din moment ce țelul celui bogat este de a avea bani care să muncească pentru el, pentru ca el să nu mai fie nevoit să lucreze vreodată, ar trebui să încep din punctul în care vrei să ajungi. Apoi mi-a explicat de ce ne-a încurajat pe mine și pe Mike să jucăm golf când aveam vârsta de 10 ani. Mi-a spus: Golful este un joc pe care poți să-l joci toată viața. Fotbal însă, poți juca doar câțiva ani. Deci, de ce să nu încep cu jocul la care vei ajunge în cel din urmă? Bineînțeles că nu l-am ascultat. Mike a continuat să joace golf, dar eu am început să joc baseball, fotbal și rugby. Nu eram foarte bun la niciunul dintre ele, dar îmi plăcea foarte mult să joc și să mă bucur că am făcut-o. La 15 ani, după ce a început să joace golf și să facă investiții, Mike era acum un foarte bun jucător. Avea un portofoliu de investiții substanțial și mult mai multă experiență în investiții față de mine, experiență pe care a acumulat-o în an buni. La 25 de ani, eu abia acum începeam să învăț noțiunile de bază ale jocului de golf și ale jocului investițiilor. Am făcut aceste referiri deoarece, indiferent dacă ești tânăr sau în vârstă, este foarte important să înveți noțiunile de bază ale oricărui proces, mai ales dacă este vorba despre un joc. Cei mai mulți oameni iau lecții de golf înainte de a începe să joace pentru a învăța câteva elemente de bază. Dar, din nefericire, când vine vorba despre investiții, ei nu învață nici măcar simple noțiuni de bază ale acestui proces, înainte de a-și investi banii strânși cu atâta dificultate. Regulile de bază ale investițiilor Acum când ai deja pregătite cele două planuri, cel care să-ți asigure siguranța și cel care să-ți asigure confortul, o să-ți explic regulile de bază ale investițiilor, a zis tatăl meu bogat. Mi-a spus apoi că mult prea mulți oameni încep să investească fără a avea cele două planuri, iar acesta era un lucru foarte riscant pentru el a continuat spunându-mi. După ce îți stabilești cât se poate de bine cele două planuri, atunci poți să începi să experimentezi și să învezi niște tehnici mai deosebite, folosind diferite vehicule de investiții. De aceea am așteptat și ți-am lăsat timpul necesar pentru a-ți schița cele două planuri de investiții, automate și mecanice, înainte de a continua lecțiile. Regula de bază numărul 1 Regula de bază numărul 1 este să știi întotdeauna pentru ce venit lucrezi, mi-a zis tatăl bogat. De-a lungul anilor, tatăl bogat ne-a spus mie și lui Mike că există trei tipuri diferite de venit. Venitul câștigat prin muncă este acel venit pe care de cele mai multe ori îl obțin urma unei slujbe sau unui gen de muncă. Cel mai des întâlnit este cel sub formă de salariu. Este venitul pentru care se plătește cel mai mare impozit, de aceea, Modalitatea cea mai grea de a te îmbogăți este prin acest fel de venit. Când îi spuneți unui copil iați-o slujbă, îl sfătuiți să muncească pentru a câștiga acest fel de venit. Venitul obținut dintr-un portofoliu este venitul dobândit prin deținerea de titluri de valoare, cum sunt acțiunile, obligațiunile, fondurile mutuale, etc. Acesta este cel mai des întâlnit venit obținut din investiții, deoarece titlurile de valoare sunt mult mai ușor de administrat și de menținut. Venitul pasiv este venitul obținut de cele mai multe ori din urma tranzacțiilor cu proprietăți imobiliare. De asemenea, poate fi obținut prin utilizarea licențelor, patentelor și drepturilor de autor. Dar, în 80% dintre cazuri, venitul pasiv provine din afaceri cu proprietăți pentru care există multe avantaje în ceea ce privește plata impozitului. Diferența dintre cei doi taței mei consta prin altele în sfaturile pe care ei considerau că un părinte trebuie să-i le dea copilului său. Tatăl meu, sărac, îmi spunea mereu: Învață bine și ia note mari. Dacă o să ai note mari, o să poți obții o slujbă bună. Atunci o să devii un bun muncitor. Tatăl bogat râdea auzind acest lucru, și când eu și Maite eram la liceu, ne spunea: Tatăl tău e un om muncitor dar nu o să se îmbogățească niciodată dacă va continua să gândească în felul ăsta. Dar dacă mă ascultați, veți munci ca să dețineți venituri dintr-un portofoliu și venituri pasive dacă vreți să vă îmbogățiți. Atunci nu înțelegeam ce voiau să spună cei doi tați sau care era diferența dintre modul lor de gândire. Dar la 25 de ani începeam să înțeleg puțin mai bine. Tatăl meu o lua de la capăt la 52 de ani, concentrându-se doar asupra venitului câștigat prin muncă lucru care îi se păruse toată viața cel mai potrivit. Tatăl meu bogat avea o avere impresionantă și se bucura de viață din simplu motiv că avea venituri mari din toate cele trei categorii. Acum știam pentru care tip de venit aveam să muncesc din greu și pot să vă spun că nu era vorba despre cel câștigat prin muncă. Regula de bază numărul 2 Regula de bază numărul 2 a investițiilor, mi-a zis tatăl bogat, este de a-ți transforma în mod eficient venitul câștigat prin muncă în venit dintr-un portofoliu sau venit pasiv. Apoi a desenat următoarea schemă pe carnețelul său. Iar asta, pe scurt, e tot ce trebuie să facă un investitor, a conchis tatăl meu bogat în bin. O explicație mai simplă nu există. Dar cum fac asta, am întrebat. Cum fac rost de bani dacă nu am? Ce se întâmplă dacă pierd banii, întrebam eu în continuare. Cum, 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 a zis tatăl bogat. Parcă ești o căpetenie de trip dintr-un film vechi. Dar sunt întrebări cât se poate de serioase, m-am plâns eu. Știu că sunt întrebări serioase, dar deocamdată nu vreau decât să înțelegi lucrurile de bază. Mai târziu o să-ți explic ce și cum, în regulă. Și ferește-te de gândurile negative. Uite ce e. Riscul face întotdeauna parte din procesul de investiții, așa cum se întâmplă și cu viața în general. Oamenii care sunt prea negativiști și evită riscul pierd multe oportunități în viață din cauza asta. Ai înțeles? Am încuvințat. Am înțeles. Trebuie să încep cu lucrul de bază. Regula de bază numărul 3 Regula de bază numărul 3, a zis tatăl bogat, aprobându-mi ultima afirmație, este să-ți asiguri venitul câștigat prin muncă achiziționând valori mobiliare care să-ți schimbe acest venit în venit de pe urma unui portofoliu sau un venit pasiv. Să-l asigur prin valori mobiliare, am întrebat. Nu mai înțeleg nimic și cum rămâne cu activele și pasivele. Bună întrebare, mi-a răspuns tatăl bogat. Încerc acum să-ți dezvolt vocabularul. Trebuie să înveți mai multe, nu doar diferența dintre active și pasive, lucru pe care cei mai mulți oameni nu reușesc să-l învețe, aș putea adăuga dar ceea ce vreau să spun acum este că valorile mobiliare nu sunt neapărat active, așa cum cred ce mai mulți oameni. Adică acțiunile și proprietățile mobiliare pot fi considerate valori mobiliare, dar nu sunt neapărat active, am întrebat. Așa este. Cu toate acestea, mulți investitori de nivel mediu nu pot face diferența dintre valori mobiliare și active. Nici mulți dintre profesioniști nu pot face această diferență. Se întâmplă de multe ori ca oamenii să considere valorile mobiliare ca fiind active. Și care e diferența, am întrebat. Printr-o valoare mobiliară urmărești să-ți păstrezi banii în siguranță. Și, în general, aceste valori mobiliare sunt condiționate de guvern prin multe regulamente. De aceea, organizația care supraveghează lumea investițiilor se numește Comisia pentru Transacționarea Valorilor Mobiliare, adică CTVM pot să observ că nu se numește Comisia pentru Transacționarea Activelor. Prin urmare, guvernul știe că valorile mobiliare nu sunt neapărat active, am spus eu. Tatăl bogat a aprobat ce a zis. Și nu se numește nici Comisia pentru Valori Mobiliare și Garanții. Guvernul știe că sarcina sa este de a stabili niște reguli stricte și de a se strădui să mențină ordinea, impunând aplicarea acestor reguli. Nu există o garanție că oricine cumpără valori mobiliare se va îmbogăți. De aceea, valorile mobiliare nu sunt numite active. Dacă îți amintești definiția, activele îți aduc bani și se încadrează în coloana veniturilor. Pasivele îți iau bani, ceea ce apare în coloana cheltuielilor. Este vorba doar despre puțină teorie financiară. Am încuvințat. Așadar, investitorul trebuie să știe ce valori mobiliare sunt active și ce valori mobiliare sunt pasive, am spus, începând să înțeleg unde voia să ajungă. Corect, a spus el, luându-și din nou carnețelul. Apoi a desenat următoarea schemă. Pentru cei mai mulți investitori, confuzia apare atunci când li se spune că valorile mobiliare sunt active. Investitorii de nivel mediu sunt neliniștiți atunci când trebuie să facă investiții, deoarece știu că simpla achiziționare a unei valori mobiliare nu înseamnă neapărat că vor câștiga bani. Problema care se ivește atunci când cumpere o valoare mobiliară este că poți la fel de bine să pierzi niște bani, a zis tatăl bogat. Deci, dacă niște valori mobiliare îți aduc un câștig, așa cum arată schema ta, acesta va fi înscris în coloana de venit a declarației fiscale, iar valorile respective devin active. Dar dacă îți vor aduce o pierdere de bani, suma respectivă se trece la cheltuieli, iar acele valori vor fi considerate pasive. De fapt, aceleași valori pot fi pe rând atât active cât și pasive. De exemplu, am cumpărat 100 de acțiuni ale companiei ABC în decembrie, plătind 20 de dolari pe acțiune. În ianuarie am vândut 10 acțiuni cu 30 de dolari acțiunea. Aceste 10 acțiuni reprezintă active pentru că mi-au adus un venit. Dar în martie am mai vândut încă 10 acțiuni pentru doar 10 dolari acțiunea, deci, același pachet de acțiuni a devenit un element pasiv, deoarece mi-a provocat o pierdere, o cheltuială. Tatăl bogat și-a adres glasul, apoi a zis, modul în care trebuie privit acest subiect este următorul. Există instrumente financiare, numite valori mobiliare, în care pot să investesc. Depinde de mine ca investitor dacă fiecare valoare se transformă într-un element de activ sau într-unul de pasiv. Și aici intervine riscul, am spus. Faptul că un investitor nu cunoaște diferența dintre active și pasive face ca investițiile să devină riscante. Regula de bază numărul 4 Acesta este și motivul pentru care spun că regula de bază numărul 4 a investițiilor este Investitorul e de fapt elementul de activ sau de pasiv, a zis tatăl bogat. Poftim, am întrebat. Investitorul este cel care constituie activul sau pasivul, nu investiția sau valoarea mobiliară? Tatăl bogat a cuvințat. De multe ori auzi oameni spunând că investițiile sunt riscante. De fapt, investitorul este elementul de risc. În cele din urmă, investitorul constituie activul sau pasivul. Am văzut de multe ori așa zi și investitori care au pierdut bani când toți ceilalți au câștigat. Am vândut afaceri multor așa ziși, afaceriști și după foarte scurt timp am asistat la falimentul acestor afaceri. Am văzut oameni cumpărând proprietăți valoroase care puteau aduce sume frumoase, dar care în câțiva ani și-au pierdut valoarea, fiind lăsate în paragină. Și am auzit oameni spunând că investițiile sunt riscante. De fapt, investitorul este cel care aduce factorul de risc, nu investiția în sine. Unui investitor bun îi place să urmărească activitatea unui investitor riscant, deoarece în această situație găsește adevăratele chilipiri. Și de aceea îți place să-i asculți pe investitorii care se plâng de șecurile lor, am spus. Vrei să descoperi cu ce au greșit și să vezi dacă poți da de un chilipir în urma lor. Așa este, mi-a zis tatăl bogat. Sunt mereu pe urmele capitanului de pe Titanic. Și de aceea nu-ți place să auzi povești despre oameni care au câștigat sume mari la bursa de valori sau prin afaceri imobiliare. Urăși când cineva îți spune că a cumpărat o acțiune cu 5 dolari și că a ajuns la 25 de dolari. Văd că mai urmări atent, mi-a spus tatăl bogat. E o amăgire să asculți povești despre oameni care s-au îmbogățit peste noapte. Aceste povești nu-i atrag decât pe ratați. Dacă acțiunile unei firme sunt renumite sau au adus câștiguri mari, atunci înseamnă că petrecerea e pe sfârșite. Prefer să aud povești despre pierderi, deoarece în spatele lor se ascund adevăratele chilipiruri. Situându-mă în cadranele P și I, urmăresc să găsești valori mobiliare care sunt elemente de pasiv și să le transform în elemente de activ, sau să aștept pe altcineva să facă acest lucru. Adică ești un investitor contrar, m-am aventurat eu să-i spun tatălui bogat, acesta fiind un investitor care acționează contrar tendinței generale a bursei. Asta e concepția unui necunoscător cu privire la investitorul contrar. Cei mai mulți oameni cred că un investitor contrar este doar o persoană antisocială și care nu vrea să se piardă în mulțime. Dar acest lucru nu este adevărat. Fiind un investitor care acționează din cadranul P și I, îmi place să mă consider un reparator. Vreau să pot privi un dezastru și să-mi dau seama dacă poate fi reparat. Dacă poate fi reparat, atunci încă poate fi considerat o investiție bună, dacă și ceilalți investitori vor să fie reparat. Dacă nu poate fi reparat sau dacă nimeni nu vrea investiția, chiar dacă a fost reparată, atunci nici eu nu o vreau. Așadar, un investitor adevărat trebuie să-i placă ceea ce îi place mulțimii și de aceea spun că nu sunt un investitor contra 100%. Nu obișnuiesc să cumpăr ceva doar pentru că nimeni altcineva nu mai cumpără acel lucru. Există și o regulă de bază numărul 5 a investițiilor? Am întrebat. Regula de bază numărul 5. Da, există, a spus tatăl bogat. Regula numărul 5 spune că un investitor adevărat e pregătit pentru orice s-ar întâmpla. Un non-investitor încearcă să prevadă ceea ce se va întâmpla și când se va întâmpla. Ce înseamnă lucrul acesta? Ai auzit vreodată pe cineva spunând, aș fi putut să cumpăr terenul acela cu 500 de dolari, pogonul acum 20 de ani. Și uite ce s-a întâmplat acum. Cineva a construit un centru comercial chiar lângă el și acum valorează 500.000 de dolari pogonul. Da, am auzit de multe ori astfel de povești. Cu toții le-am auzit, a zis Tatăl bogat. Acesta este cazul unei persoane care n-a fost pregătită. Cele mai multe investiții care îți pot aduce mulți bani nu sunt disponibile decât pentru o perioadă scurtă de timp, adică pentru câteva momente în lumea tranzacțiilor sau câțiva ani, așa cum este cazul proprietăților imobiliare. Dar, indiferent de perioada de timp pentru care e valabilă oportunitatea respectivă, dacă nu ai educație și experiență și bani în plus, vei scăpa acea oportunitate dacă se dovedește a fi una profitabilă. Și ce trebuie să facă cineva pentru a se pregăti? Trebuie să te concentrezi și să fii atent la ceea ce alții deja urmăresc. Dacă vrei să cumperi niște acțiuni, atunci urmează un curs despre cum să alegi acele acțiuni care îți vor aduce profit. Același lucru este valabil și pentru afaceri imobiliare. Totul începe prin a-ți antrena creierul pentru a ști ce să caute și a fi pregătit pentru momentul în care vei descoperi investiția potrivită. Această situație se aseamnă foarte mult cu fotbalul. Joci cât joci și deodată apare oportunitatea de a da gol. Fie ești pregătit, fie nu. Fie în poziția potrivită, fie nu. Dar chiar dacă ratezi atât în fotbal cât și în cazul investițiilor, Există întotdeauna o altă oportunitate de a înscrie sau ocazia vieții de a face o altă investiție profitabilă. Vestea cea bună este că în fiecare zi apar tot mai multe oportunități, dar mai întâi trebuie să-ți alegi un joc și să înveți cum să joci. De aceea râzi când auzi pe cineva plângându-se că a ratat o afacere profitabilă sau care spune că trebuie să profiți de o anumită afacere. Exact. Există atât de mulți oameni care cred că trăim într-o lume a sărăciei, nu a abundenței. Se plâng de multe ori că au ratat o afacere și se agață prea mult de alta sau investesc în prima afacere, gândindu-se că acelea sunt singurele afaceri care există. Dacă te pricepi la părțile P și I ale cadranului, înseamnă că ai mai mult timp și mai multe afaceri pe care le poți cerceta. Și de asemenea, ai mai multă încredere în tine, deoarece poți să preiei o afacere proastă pe care toți o evită și să o transform într-una profitabilă. La aceste lucruri mă refer atunci când spun că este bine să investești timp pentru a fi pregătit. Dacă ești pregătit, poți întâlni în fiecare zi afacerea vieții tale. Și așa ai găsit tu terenul acela neexploatat într-o zi pe când te plimbai pe stradă, am adăugat, amintindu-mi cum a găsit tatăl bogat una dintre cele mai bune afaceri imobiliare. Tu ai observat semnul pe care scria, de vânzare, care căzuse și fusese călcat în picioare, motiv pentru care nimeni nu știa că acea proprietate era de vânzare. L-ai sunat pe proprietar și ai oferit un preț mic, dar corect stabilit de tine, iar el a acceptat. A acceptat pentru că nu mai primisese nicio ofertă de mai bine de 2 ani. La asta te refer, nu așa? Da, la lucrul acesta mă refer, iar achiziționarea acelui teren a fost una dintre cele mai bune afaceri pe care le-am făcut. La asta mă refer când spun că trebuie să fii pregătit. Știam cât valora acel teren, și știam și prin ce transformări urma să treacă acel cartier în următoarele luni, așadar riscul era foarte scăzut, iar prețul de asemenea era foarte mic. Mi-ar plăcea să mai găsesc și astăzi încă 10 asemenea terenuri în acel cartier. Și la ce te referi atunci când spui să nu faci preziceri, am întrebat. Ai auzit vreodată pe cineva spunând: Dacă se va prăbuși bursa, ce se va întâmpla atunci cu investițiile mele? Din cauza asta nu cumpăr acțiuni. Mai aștept să văd ce se întâmplă? De multe ori am răspuns. Am întâlnit mulți oameni cărora li se prezintă investiții profitabile, dar care le refuză deoarece temerile lor îi fac să prezică numai dezastre. Sunt cuprinși de o energie negativă și nu mai investesc, sau vând atunci când ar trebui și cumpără ce nu ar trebui să cumpere, bazându-se pe niște preziceri emoționale, fie ele optimiste ori pesimiste. Iar lucrul acesta ar putea fi evitat dacă ar avea puțin educație, puțină experiență și ar fi mai pregătiți, am spus. Exact, a spus tatăl bogat. În plus, a fi un bun investitor înseamnă să fii pregătit să profiți și atunci când bursa crește și atunci când se prăbușește. De fapt, cei mai buni investitori câștigă mai mulți bani atunci când bursa scade pentru simplul motiv că bursa scade mai rapid decât crește. După cum se spune, Taurul urcă scările, iar ursul iese pe fereastră. Dacă nu ești pregătit pentru ambele situații, tu ca investitor aduci elementul de risc. Nu investiți în sine. Asta înseamnă că mulți oameni, prin prezicerile lor, pierd exact ocazia de a deveni investitori bogați. Tatăl bogat a aprobat. Am auzit de atâtea ori oameni spunând: "Nu cumpăr proprietăți imobiliare, pentru că nu vreau să mă sune oamenii la miezul nopții să le repar toaletele." Ei bine, nici eu nu vreau acest lucru, de aceea am angajat administratori. Dar vreau să profit de avantajele reducerii impozitului pe care mi le oferă câștigurile din afaceri imobiliare, avantaje pe care nu le am în cazul câștigurilor din acțiuni. Așadar, unii oameni nu fac decât să piardă anumite oportunități prin prezicerile lor, în loc să fie pregătiți, am spus, începând să înțeleg de ce era atât de important să fii pregătit. Și cum învăț să fiu pregătit? o să te învăț câteva tehnici de tranzacționare de bază pe care toți investitorii profesioniști ar trebui să le cunoască, cum ar fi vânzarea prin împrumut, opțiuni de cumpărare, opțiuni de vânzare, opțiuni combinate, etc. Dar despre acestea vom discuta mai târziu. Pentru moment am insistat suficient asupra avantajelor pregătirii față de prezice. Dar mai am o întrebare în legătură cu pregătirea. Care anume, m-a întrebat atât bogat. Ce fac dacă am găsit o afacere, dar nu am bani? Am întrebat. Regula de bază, numărul 6. Asta e regula de bază, numărul 6, a spus tatăl bogat. Dacă ești pregătit, ceea ce înseamnă că ai educație și experiență, și ai ocazia să faci o afacere profitabilă, atunci fie banii te vor găsi pe tine, fie tu o să găsești banii necesari. Se pare că afacerile profitabile stârnesc lăcomia în oameni, și nu spun lăcomie într-un sens negativ. Consider că este un sentiment omenesc comun, un sentiment pe care îl nutrim cu toții. Așadar, dacă ai găsit o afacere profitabilă, acea afacere va atrage banii necesari. Dar dacă afacerea nu este profitabilă, va fi foarte dificil să strângi suma cerută. Ai întâlnit vreun caz în care o afacere bună să nu atragă banii pentru a o începe? Am întrebat. Am întâlnit multe astfel de cazuri, dar nu afacerea era cea care nu strângea banii. Cel care voia să înceapă afacerea nu reușea să atragă banii. Cu alte cuvinte, afacerea ar fi fost una profitabilă dacă ar fi fost controlată de altcineva. E ca și când ai avea o mașină de curse performantă, dar care este condusă de un șofer mediocru. Oricât de bună ar fi mașina, nimeni n-ar paria pe ea atât timp cât e condusă de un șofer de rând. În afacerile imobiliare, de cele mai multe ori, cheia succesului e considerată a fi locul Locul, întotdeauna locul. Dar eu sunt de altă părere. În realitate, în lumea investițiilor, fie că este vorba despre proprietăți imobiliare, despre afaceri sau despre valori mobiliare, cheia succesului sunt oamenii, oamenii, întotdeauna oamenii. Am văzut afaceri cu proprietăți foarte bune, în locuri foarte bune, dar care au dat faliment deoarece erau conduse de oameni potriviți. Deci, dacă sunt pregătit, dacă mi-am făcut temele, am ceva experiență și o reputație impecabilă și descoper o investiție care poate deveni profitabilă, atunci găsirea banilor pentru a începe acea investiție nu va fi o problemă. Pentru mine nu a fost. Din păcate, de multe ori se întâmplă ca investitori mai puțin instruiți să înceapă cele mai proaste investiții pe care eu nu le-aș face niciodată și ajung să-și piardă banii. Și de aceea există Comisia pentru Transacționarea Valorilor Mobiliare. Am spus, Sarcina comisiei este de a-l apăra pe investitorul de nivel mediu de afaceri proaste. Corect, a zis tatăl bogat. Cea mai importantă sarcină a investitorilor este să se asigure că banii lor sunt în siguranță. Următorul pas este să se străduiască să transforme acei bani în fluxuri de numerar sau în câștiguri de capital. Atunci îți dai seama dacă investitorul sau cel căruia îi ia încredința banii poate să transforme acea valoare mobiliară într-un element de activ sau dacă va deveni un element de pasiv. Repet, nu investiția în sine este cea care poate fi considerată sigură sau riscantă, ci investitorul. Aceasta este deci ultima regulă de bază a investițiilor, am întrebat. Nu, nici pe departe, mi-a spus tatăl bogat. Regulile de bază ale investițiilor se învață într-o viață întreagă, dar, din fericire, cu cât știm mai bine noțiunile de bază, cu atât vei câștiga mai mulți bani și cu atât mai puțin te vei confrunta cu diferite riscuri. Dar vreau să te mai învăț o singură regulă de bază. Aceea este regula de bază numărul 7. Regula de bază numărul 7 Și care este această regulă? Această regulă se referă la abilitatea de a evalua riscul și recompensa, a răspuns tatăl bogat. Dăm un exemplu, i-am cerut. Să presupunem că ți-ai pregătit cele două planuri de investiții de bază ai economii consistente și ești dispus să investești, să zicem, 25.000 de dolari în ceva mai speculativ. Aș vrea eu să am 25.000 de dolari acum, am comentat sec, dar spune mai multe despre valoarea riscului și a recompensei. Deci, ai 25.000 de dolari pe care îți permiți mai mult sau mai puțin să-i pierzi. Adică, dacă ajungi să-i pierzi pe toți, o să plângi puțin după ei, dar tot îți vei permite să cumperi mâncare, să cumperi benzină și să strângi încă 25.000 de dolari. Apoi încep să evaluez riscul și recompensa celor mai speculative investiții. Și cum fac asta? Să zicem că ai un nepot care vrea să deschidă un chioșc cu hamburgeri. Nepotul are nevoie de 25.000 de dolari ca să-și înceapă afacerea. Ar fi aceasta o investiție bună? Din punct de vedere sentimental ar putea fi, dar din punct de vedere financiar nu cred că ar fi o investiție prea bună, am răspuns. De ce nu, m-a întrebat tatăl bogat. Pentru că riscul este prea mare, iar recompensa este prea mică, am răspuns. Și, în plus, cum ți-ai luat banii înapoi? Lucrul cel mai important nu este să ai profit de pe urma acelei investiții, ci să-ți recuperezi investiția. După cum ai spus tu, siguranța capitalului este foarte importantă. Foarte bine, a zis tatăl bogat, dar dacă-ți-aș spune că acest nepot, a lucrat pentru un lanț de fast-food-uri foarte important în ultimii 15 ani, a fost vicepreședintele companiei și este pregătit să-și înceapă propria afacerea și să construiască pe comp propriu un lanț de fast-food-uri cu restaurante în toată lumea. Și dacă pentru doar 25.000 de dolari poți să cumperi 5% din întreaga afacere, ți-ar trezi interesul? Da, am spus, în mod sigur pentru că voi primi o recompensă mai mare pentru același risc. Dar totul afacere riscantă rămâne. Așa este răspuns tatăl bogat, și acesta este un exemplu de noțiune de bază a investițiilor, adică de evaluarea riscului și a recompensei. Așadar, cum poate cineva să evalueze investiții atât de speculative, am întrebat. Bună întrebare, mi-a răspuns tatăl bogat. Acesta este nivelul de investiții pe care le faci pentru a deveni bogat, care urmează planurile de investiții pentru a avea siguranță și confort financiar. Acum vorbești despre abilitățile necesare pentru a face investiții accesibile doar celor bogați. În concluzie, nu investițiile sunt riscante, ci investitorul care nu are abilitățile necesare face ca o investiție să aibă un grad mai mare de risc. Cei 3 E. Corect, mi-a spus tatăl bogat. La acest nivel, cel al investitorilor bogați, o persoană care face investiții trebuie să aibă cei 3 E. Aceștia sunt educație, Expediență, excedent monetar. Excedent monetar, am întrebat. Nu e de ajuns doar dacă are o sumă de bani mai mare? Nu. Folosesc noțiunea excedent monetar dintr-un singur motiv. Investițiile celor bogați necesită bani în exces, adică să-ți poți într-adevăr permite să pierzi și încă să ai profit de pe urma pierderii. Profit de pe urma pierderii, am întrebat. Ce înseamnă asta? Vom discuta mai amănunțit și despre asta, a zis tatăl bogat. Vei vedea că, la nivelul investițiilor celor bogați, lucrurile sunt diferite. Vei învăța că la acest nivel există pierderi bune și pierderi proaste, datorii bune și datorii proaste, cheltuieli bune și cheltuieli proaste. La nivelul investițiilor celor bogați, cerințele de educație și experiență sunt foarte ridicate. Dacă nu corespunzi acestor cerințe, nu o să rămâi prea mult la acest nivel. Ai înțeles? Încep să înțeleg, am răspuns. Tatăl bogat mi-a explicat în continuare că dacă lucrurile nu corespund unei formule a simplității, atunci e posibil ca riscul să fie prea mare. El mi-a spus, dacă cineva nu-ți poate explica despre ce investiție vorba, în mai puțin de două minute, dar tu crezi că ai înțeles, atunci înseamnă fie că de fapt nu ai înțeles, fie că persoana respectivă nu a înțeles, fie că niciunul dintre voi nu a înțeles. Oricare ar fi cazul, cel mai bine ar fi să eviți acea investiție. Tatăl bogat mi-a mai spus, de multe ori oamenii încearcă să facă investițiile să pară mai complicate, așa că folosesc un jargon care să sune inteligent. Dacă întâlnești o astfel de persoană, cere să vorbească pe limba ta. Dacă cineva nu poate explica în ce constă o investiție, astfel încât și un copil de 10 ani să înțeleagă, cel puțin în mare despre ce e vorba, atunci e foarte posibil ca nici acea persoană să nu fi înțeles. Până la urmă, Rata preț per câștig nu înseamnă decât o cifră care arată cât de scump este o acțiune, iar rata capitalizării, termen folosit în afaceri imobiliare, nu indică decât suma de bani pe care ți-o aduce sau nu o proprietate. Prin urmare, dacă nu e simplu, nu trebuie să investești, am întrebat. Nu, nici asta nu a vrut să spună, a răspuns tatăl bogat. De multe ori, cei care nu sunt interesați de investiții sau care au o atitudine de învins, spun dacă nu e ceva ușor, eu nu mă implic. Eu îi răspund mereu când am de-a face cu acest gen de persoane. Păi, când ești ai mic, părinții tăi s-au chinuit cu tine să te învețe să folosești tolița. Deci, mersul la toaletă a fost odată dificil. Astăzi știi să te duci singur la toaletă, sper, și nu e decât un lucru cât se poate de banal. Test pentru determinarea atitudinii psihice Am observat că foarte mulți oameni vor să facă investiții destinate celor bogați fără a beneficia mai întâi de o fundație solidă. Ei vor să investească la acest nivel pentru că se confruntă cu mari probleme financiare și au o disperată nevoie de bani. Bineînțeles, recomandarea mea este să nu investiți la acest nivel decât dacă sunteți deja bogați. Același lucru îl recomandă și tatăl meu bogat. Unii oameni sunt suficient de norocoși încât planul financiar pentru a obține confort le aduce un excedent monetar, făcându-i să creadă că sunt bogați dar dacă nu învață să adopte modul de gândire al celor bogați, tot săraci vor rămâne. Nu vor fi decât niște săraci cu bani. Întrebarea este, dacă veți începe să investiți sau intenționați acest lucru la nivelul celor bogați, sunteți dispuși să dobândiți ceea ce tatăl Bogar numește cei 3 E, adică educație, experiență, excedent monetar. Dacă răspunsul vostru este nu, atunci, poate că restul cărții nu vă va fi de niciun folos, și eu nu vă pot recomanda cu bună credință niciuna dintre investițiile pe care le voi detalia în continuare. Investiții care sunt de nivelul celor bogați. Dacă nu sunteți sigur ce răspuns alegeți, sau sunteți curioși cu privire la cerințele necesare pentru a dobândi educația și experiența care vă vor ajuta să obțineți excedent monetar, atunci continuați să citiți. Când veți termina de citit cartea. Veți putea hotărâi dacă într-adevăr doriți să dobândiți cei 3E, asta dacă nu îi dețineți deja. Pe parcurs, veți constata că planurile voastre pentru a avea siguranță financiară și mai târziu confort financiar vă vor permite să ridicați tacheta. Tot așa cum un săritor în înălțime sau unul cu o prăjină ridică ștacheta după ce trece de fiecare nivel, și voi puteți avea succes financiar la nivelul siguranței și confortului financiar. Apoi puteți ridica ștacheta și țelurile și puteți acorda mai mult timp încercării de a deveni bogat. După cum spunea tatăl bogat, regulile de bază ale investițiilor se învață într-o viață întreagă. Ce voi el să spună este că, deși sună complicat la început, devine mai simplu pe parcurs. Cu cât faceți acest subiect să pară mai simplu și cu cât veți învăța mai multe noțiuni de bază, cu atât veți putea deveni mai bogați, reducând în același timp gradul de risc. Dar provocarea pentru majoritatea oamenilor este să investească timpul necesar.